Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Gemeni. Haideți să facem etalarea pentru octombrie 2024, să vedem ce vă așteaptă ca și evenimente importante. Haideți să vedem ce vă așteaptă pe cei din Zodia Gemeni, cei cu ascendent, descendent, Luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith. Evenimente importante luna octombrie, Gemeni. Voi vreți să vă întoarceți la ceva, nu știu la ce vreți să vă întoarceți, e posibil să reprezinte o, nu știu, încercare, un challenge această întoarcere. Vreți să purtați niște discuții cu cineva, poate vreți să vă întoarceți la cineva din Leu Berbec Săgetător, văd regina de bâte sau voi să aveți în astrograma voastră. Poate să reprezinte o, nu știu, o competiție. Aici la voi s-a produs ceva, s-a finalizat ceva. S-a finalizat un proces. Foarte mulți dintre voi este posibil chiar să fi avut un proces, ori să fie vorba despre o transformare. Nu, este 10 de săbii și turnul și eremitul. Nu știu, poate mulți dintre voi ați fost foarte introvertiți, ați stat foarte mult în sinea voastră sau ați avut o perioadă foarte mare de gândire. După un divorț sau după finalizarea unui proces pe care l-ați avut, poate a fost vorba despre faptul că a trebuit să vă gândiți foarte bine la o decizie pe care urma să o luați în privința întoarcerii voastre în viața cuiva. Aici este o hotărâre finală cu o discuție, mai multe discuții de fapt, cu o persoană, ia să vedem asul de cupe, dar apare cu dragoste aici. Soarele. Nu știu, poate să fie cineva din Leu, regina de bâte cu soarele. Apare cu dragoste și 7 de cupe invers. Cu o chestiune de. Băi, nu mai există confuzie. Eu știu care este situația, sunt convins, asta vei spune tu, că asta este alegerea potrivită pe care trebuie să o fac, pe care trebuie să o iau. Posibil aici cu eremitul și turnul să fi terminat cu cineva din fecioară sau. Scorpion, ok. Relația cu cineva din fecioară sau scorpion, 100 de cupe. 9 de cupe. Cineva te aduce foarte mare fericire. Ori o să, 3 de cupe și 9 de cupe. O să celebreze o împăcare cu cineva aici. De fapt, este, scuză-mă, 10 de cupe cu 3 de cupe. O reuniune, o celebrare pentru foarte mulți dintre voi, o căsătorie. Cu cineva, cereți în căsătorie pe cineva, ok? Sau cineva vă cere în căsătorie. 9 de bâte și justiția. Cuiva este teamă de dreptate și justiție. O a treia energie, 3 de săbii. Cu 9 de săbii și cu judecata, cineva aici o să-și ia judecata pentru ceva ce a făcut față de tine. 6, băi, 6 de cupe cu 9 de cupe, tu te întorci la ceva drag. Oriceva drag se întoarce la tine. Iar ce a existat aici ca și interferență, pentru foarte mulți dintre voi trebuie să spun, cred că este un divorț și faptul că te reunești cu o persoană pe care ai iubit-o dintotdeauna cu 6 de cupe, ăsta în vibe-ul, ori persoana asta cu tine, ori este o chestiune de un nou început pentru foarte mulți dintre voi, în care tu ai avut un challenge, tot o încercare, o strădanie, probabil te-ai tot întors în trecut să repar ceva sau ai tot încercat să repar ceva cu cineva până ai înțeles că acel lucru nu poate fi reparat și atunci alegi să ai un nou început cu a treia în ghilimele, adică cunoști pe cineva nou. Ideea este că vei celebra ceva aici, se întâmplă o împăcare, se întâmplă o. Soarele cu 7 de cupe invers, pentru că aici e o conștientizare și nu mai există niciun fel de confuzie cu referire la decizia asta pe care o vei lua tu. Ok? Uite, lumea a 3 de pentacole. Foarte mulți dintre voi veți renunța la un contract de peste hotare sau ceva ce făceați pentru a vă întoarce la o persoană dragă sau pentru a veni acasă ca să vă creați propria afacere sau să reușiți să, nu știu, să vă așezați fundația cu ce ați creat până acum, să vă creați fundația cu ceea, mă scuzați, cu ceea ce ați adunat până acum de acolo, lumea și trei pentacole, poate toată viața, mulți dintre voi, diavolul ați călătorit, toată viața ați fost așa, du-te, vino,
7 de săbi cu 2 de bâte, 7 de săbi cu 2 de bâte. Trebuie să spun pe ceva dintre voi aici. Că o căsătorie a fost bazată pe... Uite, nu mă lasă să spun. Cel puțin încearcă să nu mă lasă să spun. O căsătorie a fost bazată pe o chestiune... Trebuie să se zic pe ce a fost bazată căsătoria asta. Sau cine, pe cine a interferat aici. Băi, nu știu, cineva n-a acceptat să vadă adevărul că lucrurile nu mai funcționează. Nu neapărat pe lucruri oculte. Cineva a refuzat din orgoliu și ambiție să renunțe la acest lucru. Nu știu, cineva a trăit în chestia asta bazat pe orgoliu. Da, a ales ceva bazat pe orgoliu. Temperanța cu moartea. Săgetător, scorpion, iarăși, cu regina de săbii, regele de bute. Ceva s-a terminat forever, adică nu se mai poate întoarce la aspectul ăsta, pentru că turnul 10 de săbii și eremitul vorbește despre, puf, m-am trezit, plec de aici, gata, ultima trădare, ultimul cuțit, ultima înjunghiere, ultima falsitate, ultima încercare. Ai încercat să repar lucrurile undeva până n-ai mai putut. 5 de bâte? Yep, poate ai încercat, nu știu, uite, 9 de săbi, 3 de săbi. Tot ai încercat să repar ceva, poate chiar pe, uite, magicianul cu hierofant, bă, cu mare preu, băi. Cineva a încercat să țină o căsătorie aici pe lucruri oculte. Nu se poate. No way. Destiny. Atât a fost să fie. Mulțumim, la revedere. Deci atât a fost să fie. Asta aud aici. Cortina s-a tras. Ok? Și aici posibil pentru câțiva dintre voi, magicianul cu hierofantul, manipularea cuiva s-a terminat, de a te ține într-o căsnicie sau de a sta tu într-o căsnicie sau cineva care încerca să forțeze o chestie aici. Patru de pentacule cu justiția să țină de o căsnicie. Cineva forța o căsnicie aici. De ce să o forțez? 6 de cupe, 5 de săbi. Cineva s-a purtat copiii urât sau s-a purtat copilul urât. Ori aici a fost 5 de săbi cu 6 de cupe. Cineva are un băiat aici. Cineva s-a comportat ca un băiețel. Imaturitate. Regele de cupe cu fraierul. E cineva din pește aici. Taur, fecioară, capricorn. Uite mă, fecioara, uite regina de pentacule. Over. Over. Cineva pleacă definitiv de aici. Over. Gata. Uai, de ce este norocul ăsta? Și de pentacule cumpărat. Dacă eu spun că cineva nu se mai poate impune aici, poate este cineva vârstnic, oricineva care a vrut să aibă acces la tine să te manipuleze în continuare sau cum vă uitați din exterior pentru gemeni. Deci este reuși cu 5 de pentacule și împărate. 7 de săbi minciuni, falsitate, 8 de săbi și marea preoteasă, bye bye, adică gen mai farme. Adică cine a încercat aici să facă chestia asta, să o forțeze, nu mai are farme și nici n-a avut. Cineva nu înțelege aici. Cine a înțeles cineva cu săbii și marea preoteasă? Că iubirea este și sinceritatea și adevărul și lucrurile ies la suprafață, chiar dacă par acoperite cu luna și vor să fie o perioadă întunecate sau poate manipularea asta poate să dure, poate să aibă efect asupra unei persoane, nu știu, uite, 5 de bâte diavolul și 6 de bâte. Adică cineva s-a luptat cu energia asta și a învins-o. A învins-o. Prin judecată. Uite, faci de sept. Cineva o să privească cum se petrece dreptatea. Cineva o să privească cum se petrece dreptatea în privința unei falsități în dragoste și unei chestiuni care a fost superficiale. Adică, asta vreau să spun mai devreme, poți manipula sau poți să stai sub vraja unei manipulări, dacă așa te-a doctrinat cineva de tânăr, de mic, de așa, dar toate trec, adică e o chestie care se fumează la un moment dat, adică
dacă cineva te-a marcat sau chestiile astea sunt reale, ok? Traumele, cine te marchează, se reflectă în adolescență, poate să fie primul iubit, poate să fie tată, poate să fie mamă, poate să fie bunic, cine o fi, rămân, ok? Rămân. Dar aici cineva s-a vindecat și nu mai are efect. Adică controlul cuiva s-a terminat asupra unei situații. Indiferent de care parte este persoana care a fost subjugată aici în situația asta, înțelege că abuzatorul nu mai are control asupra acestei persoane și că cineva poate să-și ia propriile decizii. Și uite, regele de săbii, puterea 2 de cupe. Puterea în ghilimele a cuiva și impunerea cuiva asupra unei persoane aici, stai ca așa vreau eu sau fă ca așa vreau eu, s-a terminat. Ok? Bun. Atât am avut și pentru cei din Zodia Gemeni. Vă pup și ne vedem pe data viitoare.